Apocalipsa, capitolul 14, voi citi de la versetul 6 la versetul 11. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminție, oricărui limb și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Aleluia. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinurilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Și în dimineața aceasta este valabil ceea ce este scris în Psalmul 113: de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Amin, amin. Și asta nu numai astăzi, și scrie tot aici: fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Și fie binecuvântarea Domnului peste toți cei care au avut bunăvoința și harul să fie prezenți în adunare. Amin. Amin. V-am citit din cartea Apocalipsei despre anunțul a trei îngeri. Primul chema la o închinare corectă, adevărată. Al doilea anunța căderea Babilonului. Și al treilea avertiza asupra închinării false. În dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre închinare. Dacă veți avea Biblii și le veți folosi, ne vom descurca mai bine. Că nu-i tot una să îți povestească cineva sau să-ți arate pe hartă. Dacă nu, cel puțin să fim atenți, deja ne-am rugat ca Dumnezeu să ne lumineze. În primul rând, vreau să vă arăt importanța închinării. Asta mai întâi în cer. Vă citesc din Apocalipsa, capitolul 4, cu ocazia răpirii lui Ioan în cer, prima imagine care a observat-o, ceea ce l-a atras și uimit, scrie în versetul 2: numai decât am fost răpit și în cer, era pus un scaun de domnie, a fost primul lucru care l-a observat în cer. Și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Ce am observat apoi? Versetul 8. După ce a observat patru făpturi vii, a văzut ce făceau. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Și când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, observă un alt cerc în jurul tronului. Deci mai întâi au observat cele patru făpturi vii, apoi 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau și ei, iată exclamația închinărilor: vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Îl lăudau pe Dumnezeu pentru creația care îi aparține și pentru stăpânirea Sa peste această creație. Ioan observă mai departe. Citesc de la versetul 11, capitolul 5. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, ca un al treilea cerc, în jurul făpturilor vii, care era primul cerc, în jurul celor 24 de bătrâni, ca un al doilea cerc, am auzit glasul multor îngeri,
Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și aceștia se închinau în fața tronului, aducând slavă Tatălui și Fiului. Și observă Ioan cum ecoul închinării, cum chemarea la închinare, așa cum am citit despre îngerul care i-a chemat pe toți, trebuie să se întindă în univers, să nu rămână doar în jurul tronului. Și scrie aici, de la versetul 13, și pe toate făpturile care sunt în cer. Și iată că ne cuprinde și pe noi, pe pământ, sub pământ, pe mare. Și tot ce se află aceste lucruri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și din nou se relua. Iară cei 24 de bătrâni și făpturile vii ziceau amin, se aruncau cu fața la pământ și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Deci ce-a observat Ioan când a ajuns în cer? Că acolo toate ființele se închină lui Dumnezeu fără încetare. Și că nu doar cerul, ci toate ființele din univers sunt chemate la închinare. Ce mare har să ne putem închina și noi cu cei din cer. Știți, spunea Domnul Iisus, Ioan 4, Dumnezeu își dorește închinători în Duh. Ceea ce înseamnă că nu suntem determinați strict de vreun loc. Și oriunde, așa cum am citit aici, și pe toate făpturile care sunt oriunde, toate acestea sunt chemate să se închine. Și vă reamintesc pasajul de la care am plecat, sunt chemate să se închine și să laude pe Dumnezeu pentru creație, pentru mântuire. Dar în același timp se avertiza cu grele blesteme, să spun așa, pentru cei ce se închină în mod fals. Vreau să vă arăt și din Exod capitolul 20, din cele 10 porunci, legea dată de Dumnezeu, rostită și scrisă de El, cât de importantă este închinarea. Poruncile au fost trecute în ordinea descrescătoare a valorilor. Scrie de la versetul 2, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ceea ce înseamnă să nu cumva să te gândești să te închini altcuiva. Să nu-ți faci chip cioplit din înfățișarea lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor. Adică să nu ai o închinare falsă. Căci Dumnezeu pedepsește asta. Și porunca următoare avea de-a face tot relația omului cu Dumnezeu, versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului. Știți că cei din cer îl sfințeau. Apoi, cum spuneam, poruncile curg înspre relațiile cu oamenii, dar primele vizau relația cu Dumnezeu. Știți care a fost vinovăția cea mai mare a evreilor în Vechiul Testament? Când îi judecă Dumnezeu și prezintă rechizitoriu, 2 Împărați, capitolul 17, care a fost primul capăt de acuzare? Închinarea la idol. Pentru că închinarea este foarte important. Dumnezeu se declară gelos, adică nu admite sub nicio formă o închinare falsă. Revin la versetele din Apocalipsa 14 pentru a vă conștientiza o dată în plus ce amenințări are Dumnezeu pentru o închinare falsă, adică observați cât de mult ține El la închinare. 14, recitim versetul 9 în continuare. Dacă se închină cineva fiare și icoane ei, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat. Știți că Dumnezeu mai pedepsește, dar mă amestecă în pahar, să nu fie chiar numai durere. Dar pentru închinarea falsă, nu amestecă paharul deloc. Și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea îngerilor și înaintea mielului. Și fumul chinilor se suie în sus în vecii vecilor. Și observați diferența. Cei ce se închină corect, se închină zi și noapte, strigă fără încetare. Cei ce se închină fals, sunt pedepsiți fără încetare.
Și zi și noapte n-au odihnă. Cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Vă mai dau un pasaj biblic să ne oprim în Evanghelia după Matei cu ocazia ispitirii Domnului Iisus, capitolul 4, pentru a observa că diavolul știe importanța închinării. L-a ispitit pe Domnul cu mâncarea, cu cealaltă ispită de pe acoperișul templului, versetul 8, l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile pământului și i-a spus, versetul 9, știți, Domnul Iisus l-a recunoscut pe Satana ca stăpânitor, până un alt. Toate aceste lucruri ți le voi da ție. Un singur lucru îmi doresc, dacă te vei închina mie. Observați cât de mult ține diavolul la închinare, de tot, numai să obțină închinare. Asta e foarte important. Și Domnul tocmai asta îi spune, citeți versetul 10, pleacă Satana. Este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numele Lui se slujește. Dragii mei, în cartea Apocalipsei și ne apropiem de sfârșitul veacurilor, toată bătălia este pentru închinare. De aceea îngerul anunța, închinați-vă Lui Dumnezeu. Este Creatorul și Mântuitorul. Și avertiza, nu cumva să vă închinați fiare și icoane ei. Dar de fapt, fiara are atâta interes pentru închinare. De la ea pleacă. Nu, Apocalipsa 13, pleacă totul de la balaur. Adică de la Satana care își dorește și el închinare. Vă citesc versetul 2. Balaur i-a dat puterea lui scaunului de domnie și o stăpânire mare. Tot pământul se mira după fiară. Versetul 4. Și au început să se închine balaurului. Să nu credeți că diavolul a devenit între timp mai modest, mai smerit cu ceva. Și nu mai vrea închinare. Și dă fiare închinarea. Nu folosește cele două fiare numai ca să-și aducă închinare. Și ține foarte mult la asta, dă tot și la cine nu se închină, vrea să fie exterminat. Pentru că închinarea este foarte importantă. Închinare înseamnă apartenență. Suntem ai lui Dumnezeu sau a diavolului? Asta este dovada categorică. Și să știți că în final toată bătălia va fi dată de faptul că fiecare vrea să-și pecetruiască închinătorii. Dar cu asta zic eu, trec mai departe, consider că ați înțeles ideea asta, nu că n-a știut, că doar aveți dumneavoastră Biblie. Dar în dezbaterea pe care o avem, este importantă închinarea? Amin? Amin. Deci dacă ideea asta ați înțeles, o trecem mai departe, da? O a doua idee care vreau să vă pun în față, legile închinării. Adică în ce fel se derulează acest proces? Cum ajunge omul să se închine lui Dumnezeu sau diavolului? Spunea Domnul Iisus, nimeni nu poate sluji la doi? Dar există posibilitatea ca cineva să nu slujească la niciunul? Nu există. Neutralitate în univers nu există. Ori în cartea Apocalipsei, ori apar pecetluiți de Domnul, ori ștampilează Satana. Așa că fără etichetă nu rămâne niciunul. Se pune doar cum se ajunge să fii al Domnului sau respectiv să aparții din nefericire și asta pentru vece vecilor diavolului. Vă citesc din Roman capitolul 1 unde apostolul Pavel prezintă procesul în care oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și au ajuns ai diavolului, au ajuns foarte păcătoși. Oarecum să legăm importanța închinării de legile închinării, vă citesc de la versetul 21, l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit, nu l-au proslăvit. Versetul 23, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Asta înseamnă închinare, idolatrie. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupul.
Dar de ce? Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Și observați versetul următor. Din pricina aceasta, adică ăsta e motivul, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Adică închinarea falsă atrage după sine toată gama de păcate. Odată ce omul nu se mai închină lui Dumnezeu, pierde relația cu el și intră relația cu diavolul, se deschide izvorul pentru toate stricăciunile. Idolatria cheamă după sine imoralitatea și apoi tot noianul de păcate. Vreau să observăm și să ne gândim la istoria evreilor. Hai să luăm un episod din cartea Numeri, capitolul 25. Știți că Balac a chemat pe Balaam să blesteme. Și Balaam și-a dat seama că n-are nicio șansă, poate să încerce toate descântecele lui asupra Israelului, nu prinde, știți? Binecuvântarea nu prinde la păcătoși, blestemul nu prinde la sfinți. Dar s-a propus ideea. Să-i bați militar nu poți. Să chem puterea diavolului peste ei, nu se poate că Dumnezeu îi apără. Dar există o metodă. 25:1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. El a poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Vă întreb, de ce n-au putut să rămână la masă? Doar să aibă împreună niște petreceri. De ce n-au putut să se oprească doar la imoralitate? Că prin asta i-a provocat. Pentru că se știa în lumea spirituală că pentru a-i rupe total de Dumnezeu, trebuie să se închine la Dumnezei străini. Și cum s-a produs asta? Prin seducție, prin amăgire. Și ne stă dovadă toată istoria Israelului de sute de ani. Ia vă rog să vă gândiți din câtă Biblie cunoașteți. A reușit vreun popor din jur să-i facă pe evrei să se închine forțat la Dumnezeul lor? Sau i-au atras în cursă prin plăceri și s-au închinat ei de bunăvoie? Dar asta imediat a stârnit mânia lui Dumnezeu, că e gelos. Amintiți-vă de ce le scrise în Cartea Judecători. Se închinau la zeitățile cananite sau poporilor din jur, Moab, Amon, și imediat Dumnezeu se îndepărta. Niciodată n-au ajuns robii vreunui popor fără ca mai întâi să ajungă închinătorii la zeitățile acelui popor. Oare funcționează și în vremea noastră acest principiu al seducției? Dragii mei, nu știu exact cât de speriați sunteți vis-a-vis de numărul 666, de fiară, de evenimentele de la sfârșit. Afirm și vă voi dovedi din Noul Testament că diavolul nu în forță își va atrage închinători, ci prin amăgire. Haideți să citim din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Citeți de la versetul 7. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, adică diavolul nu de acum doar. De când este, se ocupă cu așa ceva? Versetul 9. Arătarea lui a lucrării rele se va face prin puterea satanei. Cum am citit în Apocalipsa 13, diavolul îi dă putere și tronul de domnie. În mod repetat se scrie, pare mi se, de 4 ori în Apocalipsa 13, i s-a dat, adică fiara aceea primește puteri supranaturale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni. Deci o gamă variată, semne, puteri mincinoase. Și atenție, versetul 10. Și cu toate amăgirile nelegiuirii. Adică diavolul își va pune în acțiune toate mașinăriile de seducție. Toate amăgirile păcatului. Pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, și aici apare un secret pe care dacă îl prindem, foarte bine.
pentru ca cei, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină, adică ăsta e motivul. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, că seducția e îngăduită de Dumnezeu, ca să creadă o minciună. Pentru ca toți, accentuez cuvântul toți, care n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Și acum întrebarea. Ce apare întâi în fața omului? Adevărul sau minciuna? Adevărul. Și cine nu-i drag, ce rămâne? Să primească minciuna. Este exclus cineva de la procesul acesta? Nu. Așa că, dragii mei, grija noastră nu trebuie să fie să nu ne ștampileze diavolul, ci să ne pecetulească Dumnezeu. Amin. Vă citesc din Apocalipsa și vă arăt că diavolul nu se apucă de ștampilat până nu termină Dumnezeu. Și toți care nu ștampilați, nu-i rămâne decât să-i pecetulească. Apocalipsa, capitolul 7, vă citesc de la versetul 2. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. Frumoasă ștampilă. Pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri care le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici mare, nici copaci, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Nu scrie asta și în Ezechiel capitolul 9? Patru îngeri stăteau să nimicească cetatea și le-au spus: stop! Întâi să meargă cel cu pecetuirea. Asta spune și în Apocalipsa capitolul 9. Asta spune și în 11. Citesc de la versetul 1. Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu. Altarul și pe cei ce se închină. Ce înseamnă să măsoare pe cei ce se închină? Adică să-i numere, să ia în evidență. Dar curtea de afara templului, așa nemăsurat. Deci întâi Dumnezeu îi pecetluiește pe al lui, îi ia în evidență, și ce rămâne? Îi revine diavolului. Asta scrie și în 13, așa ușor de ținut minte, în 7, în 9, în 11, în 13, tot din două în două capitole scrie asta. 13 cu versetul 8. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Dar cine scapă? Scapă toți aceia căror nume a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Deci unde sunt scriși oamenii întâi? În cartea vieții. Și care nu-i scris, nu-i rămâne decât să îi aparțină diavolul. Și, dragii mei, vine vremea când se încheie cu mântuirea, când scrie în Apocalipsa 14, de la 15 la 20, că îi copse cerișul, îi coaptă via, adică oamenii s-au ales, asta înseamnă că îi copt. Și apoi scrie în 15 cop și templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu. Rămâne cu câți închinători au intrat. Și apoi scrie în 16 cu 2, când încep acele potire, cel din tâi, versetul 2, a lovit pe cei ce aveau semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Întrebarea pentru dumneavoastră este: sunteți pecetluiți de Domnul? Asta trebuie să ne frământe. Spune Apostolul Pavel, vă citesc din a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 22, el ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Efeseni, capitolul 4, versetul 30, pentru cei ce au fost pecetluiți, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți. Mare har ne s-a dat. Aleluia. Și peste Duhul lui Dumnezeu, diavolul n-are nicio putere. Amin. Să-și lase Domnul peste noi. Și asta să nu fie doar o amintire din trecut, ci să fie o viză la zi. Amin. Să fim plini de Duh, spune aici, în 5, cu versetul 18. Că dacă ne amărâm, strigăm, cum discutam aseară, Duhul Sfânt se întristează. Nu se poate să fim și cu plăcerile lumii și prezența lui Dumnezeu, plinătatea lui să fie în noi. Cu alte cuvinte, nouă nu trebuie să ne placă decât ceea ce îi place Domnului. Dacă avem alte pasiuni, astea nu dovedesc prezența divină în noi.
Spunea un frate că lucra la o linie tehnologică de realizare a compoturilor, la legume, fructe. Erau preluate borcanele, cum erau aduse de la achiziții, erau fixate într-o bandă, se spălau, se turna apă, detergent, se uscau, apoi se puneau fructele, sucul necesar, se punea capacul, știți dumneavoastră, cu sunlinii astea tehnologice automate. Și fratele respectiv lucra doar în faza în care se puneau eticheta. Și zicea, mie nu-mi rămânea decât să urmăresc ca eticheta să corespundă cu conținutul. Din faza aia, zicea el, eu nu mai puteam să modific nimic, era pus capacul. Deci problema cu pecetluirea nu își are greutatea în pecetluire, ci în ceea ce este înăuntru. Că dacă ești al Domnului, crezi că te poate pecetlui Satana? Nu se lipește eticheta. Dar dacă înăuntru e ceva rău, crezi că te-a pecetluit Dumnezeu? Îmi spune cineva într-o zi, frat, eu de 666 nu primesc. Dar eu știind cât e de firez, zic, dragul meu, tu ești deja la 665. Păi ție cât îți mai trebuie? Că așa cred oameni. Că ei se pot duce până la 600 și peste 600, numai de 666 scapă. Dragul meu, îi amăgire, tu nu-ți dai seama dacă te prinde? Tu ești prins și gata. Amăgirea, nu înțelegi. Iată ce spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva, și-o da seama Eva ce o să iasă de acolo? Nu. Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și acum, observați versetul 4, pentru că vreau să vă întreb ceva. În adevăr, dacă vine ceva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, e vorba chiar de vreun alt Mesia? De vreun Mahomet? Sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, e vorba de vreun duh la care să nu-i spună Duhul Sfânt? Nu. Sau altă evanghelie, e vorba de vreo altă carte? Nu. Pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine. Pentru că diavolul în seducție, dragii mei, vine tot cu Biblie. Are și proroci angajați, are și cântări înscrise în program și oamenii nu-și dau seama. De exemplu, ultimele traduceri ale Bibliei în limba engleză au până la peste 1000 de versete modificate. Știați asta? Totul a pornit de la doi profesori de la Oxford, din secolul XIX, la sfârșit. Adepți a lui Charles Darwin. Atei, dar profesori de teologie. E mai complicată povestea, nu vreau să vă abat de la subiectul nostru. Vreau să vă dau doar două exemple ca să vedeți cum arată ultimele traduceri. În Luca 9:23, în traducerea noastră și nu numai, în ceea ce avem noi în așa numitul textus receptus, adică manuscrisele care s-au păstrat din an în an și apoi au fost tipărite după apariția tiparului, Luca 9:23, la noi spune așa, cred că și în germană, spune la fel, în Martin Luther și cele mai vechi. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi, să mă urmeze. Știți cum spune noua traducere? E mult mai scurt versetul. Dacă voiește cineva să vină după mine, să mă urmeze. Atât. Nu mai apare lepădarea de sine și nici cruce. Să vă dau un alt verset. În traducerile obișnuite, Coloseni capitolul 1 și traducerile de ultimă oră. Coloseni 1:14. În care avem răscumpărarea, e vorba de Domnul Iisus, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Versetul, și ăsta s-a scurtat, i-a scos sângele. Și scrie doar atât. În care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Dragii mei, vom fi noi suficient de receptivi în a primi adevărul
pentru ca să nu ne înșele minciuna? Depinde de noi. De exemplu, așa, ca să luăm o aplicație mai actuală. Predica de aseară în care v-am spus să terminați cu lucrurile firești, că după ce ați mers acasă, ce ați povestit? Da sau nu? Nu știu dacă ați citit cartea Când lămpile lor se sting. E un autor scandinav și începe, eu imaginați, începe prin a prezenta o scenă dintr-un program de adunare în care un predicator se ridică și le vorbește de pocăință. La un moment dat se mișcă prin adunare spiritele și apoi oamenii și păstorul face semn la dirijor și înceapă cântare. Și bietul predicator s-a văzut fără amplificare. Și apoi, capitolul următor surprinde niște scene din familie. Unii spun, ce nemustră el, ce l-a apucat el să ne spună din asta? Alții spun, da, dar totuși ăsta e adevărul. Ei, cartea continuă cu vizita păstorului la casă, în care îl mustră, unul din diacon totuși ia apărarea. Vine un predicator pentru o săptămână de evanghelizare, care așa se face că a fost cazat tocmai la fratele ăsta, revoluționar să-l numim. Și spune acelui musafir, auzi, ce predici tu nu duce la naștere din nou și nu la pocăință? E doar așa, formal. Tu ai nevoie de pocăință. Respectivul musafir fusese chemat pentru 2 săptămâni, dar după o săptămână n-a mai rezistat provocărilor gazdei, spune că nu se simte bine, merge acasă, îi chemat la anul să-și încheie sesiunea și predică cu totul altfel. Numai că urma o sărbătoare, o aniversare, 50 de ani sau nu știu cât de la înființarea bisericii și s-a zis, trebuie să ne pocăim, da, acum ați pregătit toate pentru sărbătoare, mai putem să modificăm acum. Toți coriștii trebuie să rămână cum sunt, bun, răi. Rămâne toate așa și după sărbătoare trebuie totuși să ne pocăim. Și în ultimul capitol din carte e prezentat primul program de la sărbătoare, de la ceremonie, se ridică dirijorul, face semn să pornească corul și nu mai pot cânta, că jumătate din coriști au plecat. Se uită în sală, s-au rărit rândurile și în imaginația autorului s-a produs răpirea. Și ei rămânseseră să se pocăiască după ceremonie. Dragii mei, o spus Domnul Iisus și scrie în Matei 7 că vor spune mulți în ziua aceea, Doamne, noi am fost de la Pentecostal. Ce dovezi aveți? Prorocii și lucrări. Și ce a spus Domnul? Atunci le voi spune curat. N-ar fi bine să rugăm să ne spună acum curat, nu atunci. Dar Domnul tot curat ne spune. Numai care nu-i sincer se face când aude, nu-i place și dacă nu place. Aici este toată chestiunea în final. Omul se închină și acceptă ce-i place. Îți place adevărul, îți place sfințenia, tu ești un adevărat închinător. Și Dumnezeu te pecetluiește și cum zice în Maleahii 3, ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară. Nu-ți place? Îți păstrezi mai departe impresia, aspectul, o formă de evlavie, că tu ești un adevărat închinător. Dar, de fapt, nu acesta este adevărul. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ei, poate va zice careva dintre dumneavoastră, da, frate, dar acolo scrie în Apocalipsa 13 că va face ca să fie omorâți, care nu se închină fiare. Da, dar asta în final nu mai schimbă închinător dintr-o tabără în alta. Forța din final doar dovedește că unii se închină lui Dumnezeu și alții diavolului. Spuneți-mi, vă rog, cine s-a închinat? Vă citesc din capitolul 13 la versetul 13 și încheiem ideea cu seducția și forța de la urmă.
săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și vă rog să vă imaginați să iasă în față niște oameni care să aibă putere să pogoare foc din cer. Vom zice ca cei din Samaria. Știți cum spuneau ei despre Simon? Aceasta e puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Dar era? Nu era. Versetul 14. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiare. Versetul 15. Și s-a dat putere să dea suflare icoane fiarei și icoane fiarei să vorbească și în baza vorbirii să se ducă, iar în final să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina. Deci oamenii deja s-au ales și această ultimă venire în forță doar va dovedi o dată în plus cine și cui se închină. Este aceeași imagine care apare în Daniel capitolul 3, dragii mei, pentru că totul este doar o reluare. S-a făcut un chip imens, s-a adus o formație muzicală și crainicul a cerut închinare. Spuneți-mi, vă rog, ce credeți? Oamenii s-au închinat fascinați de chip și de muzică sau s-au închinat numai de frica cuptorului? Oamenii au fost atrași, un asemenea, am văzut noi idoli. Asta e imens. Scrie Apocalipsa 4, 13, oamenii se vor mira după fiară. Extraordinar. Muzica, asta are un rol extraordinar de mare. Observați dumneavoastră, m-am bucurat de închinarea ce o aveți aici. Intră tobele. Astea provin de la închinarea demonică din Africa, Udu. Și unde astea intră, apare seducția la nivelul minții. În felul acesta, exact cum vă spuneam aseară de lumea virtuală, omul ajunge încât se produc în mintea lui anumite efecte la nivel de duh și execută mecanic ceea ce se spune. Este înșelat. Am spus într-o adunare unde totul se servea cu tobe. Închinarea și cu negative din alea, cu sincope, cu un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, așa ca să te întoarcă cu susul în jos. Și le-am zis, dacă mi-arătați un om plângând în timp ce se cântă cu tobele, vă dau cât vreți. Numai să nu fie surd sau să aibă alte necazuri. Pentru că tobele închid izvorul de lacrimi. Și pocăință fără lacrimi este? Unde sunt chemat la evanghelizare, a fost nevoit în ultima vreme să spun, cine cântă înaintea mea? Că după o oră de rock, băi, dragul meu, ești bun de mers pe front, nu rai. Astea te strânesc, te întărât. Eu nu am nevoie să mi coboare în vale și apoi eu când mă apuc de predică să îi sui în deal. Am vorbit de recent cu niște cântăreți și spunea unul, frate, nu-i chiar așa, că mie îmi place. Zic, dragul meu, dacă te conduc undeva într-un spațiu frigorific la minus 30 de grade și o să spun, ești transpirat? Păi n-ai cum să transpir la asta. Dar zic, tu ești diferit, nu? Și dacă te introduc undeva într-o cameră la plus 40 de grade, îți spun, acum cred că tu o să-ți griburi de frig, nu? Nu dacă ai gripă sau frisoane. Zice, nu, pentru că și organismul meu se supune acelor reguli generale. Dragul meu, în lumea spirituală sunt reguli generale. Când se cântă tare cu tobe, tu execuți și ești condus nu spre închinare adevărată, ci spre o închinare falsă. Așa s-a întâmplat și în Valea Dura. Și în final cuptorul ce rol a avut? Să-i dovedească o dată în plus pe cei ce au rămas în picioare. Așa că fiți încredințați, dacă ați rezistat presiunii și înșelătoriei demonice, veți rezista și forței în final. Pentru că Duhul care ne-a păstrat în adevăr și în sfințenie ne va da putere, va fi chiar un har, dacă suntem trecuți cumva pe lista aceea, să rezistăm. Pentru că rezistența cea mai mare nu e în fața cuptorului, ci în fața seducției.
Dar de fapt problema în fond se pune la ce-ți place. Dacă a reușit să te atragă cu pasiuni, muzică, câte toate, atunci accepți aceea. Dacă tu iubești adevărul pe Domnul, valorile sfinte, nu vei accepta. Dumnezeu să ne dea har și binecuvântare. Amin? Amin. S-a înțeles și ideea asta? Amin. Deci diavolul își atrage închinători prin amăgire. Adică le dă senzații de plăcere. Ceva ce prinde la firea asta păcătoasă, ceva ce place și în final oamenii cred că se închină lui Dumnezeu. Că niciodată diavolul nu și-a făcut firme în nume propriu. El are numai nume false. Sunt îngeri de lumină, apostoli falși, proroci și mincinoși. Dar este același. Iar dacă tot va fi vorba de forță în final, asta, repet, îi va dovedi doar pe adevărații închinători. Să ne dea Dumnezeu har să ne închinăm alături de cei din cer. Că știți că diavolul și în cer a păcălit pe o parte din închinători? Uneori am întâlnit oameni care cred, a, diavolul, eu dau trântă cu el, dragul meu. Diavolul-i șarpe bătrân, e balaur care a înșelat pe mulți. Cândva mi-am dat drumul imaginației și am zis și chiar am scris următoarele. Am avut doi străbunici fericiți, trăiau mai bine ca în povești. Și s-a prezentat la ei într-o zi un individ. Ce le-a spus, ce nu le-a spus? I-a făcut să-și piardă toată moșia și au ajuns pe drumuri. Același individ periculos s-a prezentat într-o zi la un altul dintre rudenile mele și a dumneavoastră și l-a luat la vânătoare. Și nu a fost singura dată. Și altă dată a reușit să-l convingă și să umble prin păduri vânând animale. Dar într-o zi, acel om a pierdut totul și nici chiar când a plâns, n-a putut să mai recupereze ceva. Hai să vă mai spun numai de unul din rudenile noastre, un rege care trăia fericit în palatul lui. Și într-o după masă, a ieșit la plimbare și a zărit pe o doamnă ce făcea baie în spațiu public. Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, l-a păcălit și pe ăsta, încât a trebuit să-și părăsească palatul, să plece disculț și să rămână bolnav toată viața. Ce înșelăciune! Îi cunoașteți pe rudenile astea noastre? Nu? Protopărinții noștri Adam și Eva, bietul Esau și David. Da, acum cum se încheie imaginea? Culmea! Culmea culmilor! Știu că individul ăsta periculos e înșelat pe mulți din neamul meu, mă trezesc că vine și la mine și asta e culmea culmilor. Știu că n-are decât gânduri rele, dar mă trezesc stând de vorbă cu el. Dumneavoastră vi s-a întâmplat? Adică știm că diavolul de 6.000 de ani nu mă păcălește. Vi s-a întâmplat vreodată să povestiți cu el? Și nu vi s-a întâmplat așa să vi se pară că totuși e chiar bun la suflet câteodată, nu? Când s-a dus la Domnul Iisus, a zis, te flămând, dar eu știu că tu ești Fiul Dumnezeu, tu nu furi pentru nimic în lume. Îți spun cea mai ieftină variantă. Uite-o pietricica aici, nu-i a nimănui, zice o vorbă și te saturi. Așa că ce părea vinovat în asta, nu? Păi când vrea diavolul să se ducă pe o fată ca să căsătorească unul din lume, nu o să-i spună că respectivul nu-i copilul lui Dumnezeu, să-i spună, tu-l evanghelizezi. Și el are niște maniere în adunare. Tu n-ai văzut un asemenea tânăr. Și apoi, nu? Când vrea diavolul să-l păcălească pe unul să facă afaceri necurate, nu-i spune că asta e ilicit și că poate să ajungă să aibă probleme cu finanțele și cu justiția. Spune, auzi, tu n-ai văzut câte nevoie de bani în lucrarea lui Dumnezeu. Tu vei fi un sponsor, că ești bun la suflet. Și diavolul când din astea se ocupă. Când spune tinerilor să învețe ceva roc, spune, n-ai cum să cucerești tineretul decât cu roc. Numai că până să-i cucerești tu pe ei, ești cucerit tu. Și apoi crezi că sunteți toți creștini, rocheriști. Creștini? Nici vorbă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune.
Asta scrie în Apocalipsa 13 cu 18 când e vorba de semnul fiare. Zice, aici este înțelepciunea. Să-l putem demasca pe diavolul în lucrările lui și să-i rezistăm. Amin? La o fată, dacă tot am amintit de asta, suprește în dreptul ei un băiat cu mașină din asta, de clasă. Spune, poftim, urc. La care spune, de ce să urc? Și de atunci nu mă cunoști? Ce vrea, știu, băiatul, patronul cu tare. Și vreau să te poftesc la un local, vreau să stăm de vorbă, eu sunt interesat de credință, și interesat de credință, îți dau adresa de la adunare. Dar cum, eu te poftesc, într-o mașină din asta tu n-ai urcat, și? Acum mă duc pe jos, nu mă duc departe. Și dar tu nu mă cunoști pe mine? Și ba da, eu te cunosc pe tine, dar după cum văd, tu nu mă cunoști pe mine. Și ba da, eu te cunosc eu, că ești fata locutoare, al pocăitul. Zice, na, eu sunt prințesă. Eu sunt fica cerului și mă pregătesc de nuntă cu Domnul Iisus Hristos. Ce ai zis? Nu ți-am spus că nu mă cunoști? Vino la adunare și te lămurești. Și-o plecat pe trotuar și se întinde săracul, străia singur ușa, spune, măi, pocăiți ăștia ce au un cap, măi? Da? Au ceva! Ei îl cunosc pe Dumnezeu și scrie în Daniel că ăștia vor face mari sprâvi. Și nu va reuși diavolul să-i se ducă. Și nu va fi nimeni ca ei. Asta nu înseamnă că pierdem în societate dacă suntem puțin diferiți sau mai mult. Ce a pierdut Daniel și cei trei că nu s-au dat după ceilalți? Când e examinat împăratul, au fost cei din tâi, că înțelepciunea vine de la Dumnezeu. Au fost foarte capabili, au făcut față în societatea vremii. Ei, ceea ce urmează de acum, zic eu că e mai important. Da, așa că poate nu sunteți obișnuiți cu lecții prea lungi, poate cântăm o cântare și vreau un singur punct mai avem, numai ăsta e mai stufos. Conținutul închinării, adică vreau să vă dau un test, să vedem ce fel de închinători sunteți. Ai cui? Completați testul, păstrați foile la dumneavoastră și în final, dacă ceva nu e în regulă, să ne dea Dumnezeu harul să punem în regulă, amin?